Ultimul derby local al sezonului din seria a 6-a Liga a 3-a s-a terminat cu scorul de 1-0 la pauză 0-0. Golul gazdelor a venit în cel de-al 4-lea minut de prelungiri, când Florian Pârvu a șutat din lovitură liberă lateral stânga. Mai mulți jucători au sărit la cap fără să devieze mingea și balonul s-a dus în plasa celor de la Flacăra Horezu la colțul lung. Viitorul de aici a sărbătorit victoria care i-a dus la baraj, dar care nu era neapărat necesară pentru că rivala roșiori pierdea la Alexandria. Viitorul de Aiști începe pregătirea pentru dubla manșă cu CS Blejoi, campioana din seria 5-a Ligii a 3-a, programată pentru 24 și 27 mai 2023. Prima manșă a barajului se va juca la Fedeleșoiu pe 24 mai, iar returul la Blejoi pe 27 mai. Învingătoarea va juca finala barajului, cealaltă semifinală având o favorită clară pe CSM Alexandria. O victorie muncită, le mulțumesc băieților, îi felicit pentru acest lucru, îi felicit și pe băieții de la Horezu care astăzi au dat încă o dată dovadă că sunt o echipă mare și o echipă care își păstrează și își respectă blazonul. Un meci foarte, foarte important pentru noi, au obținut 3 puncte, am fost la mâna noastră și iată că visul de a fi în play-off s-a realizat astăzi. Mai avem un meci la roșiori, după care ne putem gândi cu adevărat la play-off, pentru că am fost întrebat în ultimele 2 săptămâni cu cine jucați, cum jucați, unde va fi play-off, unde jucați în deplasare, jucați, și am spus la toți că nu discut până după acest meci sau chiar după meciul de la roșiori, pentru că nu puteam să discutăm, având în vedere că lupta era foarte, foarte strânsă. Mă bucur că am ajuns aici, mă bucur că noi continuăm ceea ce am început de câțiva ani buni și încă o dată sunt fericit că reprezentăm județul între alte 10 județe ale țării, astfel că acoperim 25% din țară. Asta este un lucru bun pentru fotbalul vâlcean, pentru sportul vâlcean, pentru faptul că se poate face și fotbal pe lângă alte lucruri, atât în comuna de Aiești, cât și în județul Vâlcea. Ce transmite jucătorilor care au muncit astăzi la acest meci? Îi felicit pentru acest lucru, sunt alături de ei împreună cu tot stafful. Îi felicit pe toți pentru realizarea făcută, le mulțumesc colegilor consilieri, locuitorilor, tuturor locuitorilor din această localitate că sunt alături de noi, dar și tuturor vâlcenilor care au fost la foarte multe meciuri și au crezut în noi, și celor care au fost astăzi și care nu au fost astăzi. Îi așteptăm alături de noi la cele 2 meciuri de baraj foarte importante, atât pentru localitatea noastră, pentru fotbal, dar și pentru municipiu și județul nostru. Știți bine că avem o istorie frumoasă a acestui județ și a municipiului nostru pentru echipele pe care le-am avut de-a lungul timpului și sper că de această dată, că deoarece anul trecut am avut o sincopă, să sperăm că în acest an vom merge acolo unde ne este locul și acolo unde fotbalul vâlcean își are locul, adică acolo în Liga 2, unde acest județ trebuie să fie reprezentat de o echipă. Suntem o echipă mică, de la o comună mică, dar suntem susținuți, suntem iubiți din ceea ce văd acești oameni minunați care au venit la meci și astăzi, care au fost și la foarte multe meciuri în deplasare și sper că vor veni alături de noi atât la meciul turc și la meciul retur cu Blejoiu. Este prima dată când rostesc acest nume, pentru că am fost întrebat, știam că prima echipă din seria 5-a este Blejoi, o comună frumoasă de lângă Ploiești, dar nu am putut să vorbesc atâta timp cât nu știam că vom fi calificați. În acest moment suntem calificați matematic, îi felicit pe băieții, felicit staful, antrenorii, tot ceea ce înseamnă viitorul de Ești, dar și județul Vâlcea, acești oameni minunați care sunt alături de noi. Vă mulțumesc dumneavoastră presei,
că sunteți alături de Fenomen, ați venit totdeauna alături de noi și asta este foarte, foarte important pentru că ne simțim și noi, nu în primul rând eu, ci băieții, să se simtă iubiți, să se simtă fotbaliști, pentru că sunt jucători care au jucat inclusiv la Liga 1 și chiar la echipa națională. Astea sunt lucruri importante pentru ei, care îi face să fie mult mai uniți decât sunt acum și să fie ca o familie în aceste meciuri care urmează, și toți să fie alături de această echipă. Vă rog din suflet să veniți alături de noi la cele două meciuri, care sunt foarte, foarte importante pentru viitorul sportului vâlcean, viitorul fotbalului vâlcean. Viitorul Dăești merge pentru al doilea an consecutiv la barajele de promovare în Liga a doua, anul trecut fiind eliminată în semifinale de Odor Heiu Secuiesc.